Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Casa Guvernului cu prelejul Zilei Europei. Astăzi, de 9 mai, premierul Dorin Recean găzduiește vizita comisarului european Adina Vălean. Cu prelejul acestei vizite, înainte de conferința de presă, urmează o ceremonie de semnare a documentelor bilaterale. La început o să semnăm documente în cadrul Republica Moldova-Uniunea Europeană, după care Republica Moldova-România. Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonia de semnare a acordului între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la programul Uniunii Mecanismului pentru Interconectarea Europei. Semnează pentru Republica Moldova doamna Lilia Dabija, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, pentru Uniunea Europeană doamna Adina Vălean, membru al Comisiei Europene. Ladies and gentlemen, it is being announced the signing ceremony of the agreement between the Republic of Moldova of the one part and the European Union on the other part of the participation of the Republic of Moldova in the Union program Connecting Europe Facility. Signing for the Republic of Moldova, Ms. Lilia Dabija, Minister of Infrastructure and Regional Development. For the European Union, Ms. Adina Vălean, Member of the Commission. Doamna comisar, doamnă ministru, vă mulțumim foarte mult. În continuare, trecem la următoarea ceremonie în prezența prim-ministrului Dorin Recean și a comisarului european Adina Vălean. Urmează a fi semnate alte documente bilaterale cu partea română. Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonie de semnare a acordului între Republica Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut la frontiera dintre cele două state, între localitățile Sculeni în Republica Moldova și Sculeni, România. Semnează pentru Guvernul Republicii Moldova doamna Lilia Dabija, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, pentru Guvernul României domnul Ionel Scrioșteanu, secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. În continuare, se anunță ceremonia de semnare a următorului acord între Republica Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut la frontiera între cele două state, între localitățile Cahul în Republica Moldova și Oancea în România. Semnează pentru Guvernul Republicii Moldova doamna Lilia Dabija, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, pentru Guvernul României domnul Ionel Scrioșteanu, secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. După semnarea acestui document, avem plăcerea să anunțăm ceremonia de semnare a celui de-al treilea acord între Republica Moldova și Guvernul României privind podul rutier peste râul Prut la frontiera dintre cele două state, între localitățile Leușeni în Republica Moldova și Albița, România. Semnează pentru Guvernul Republicii Moldova doamna Lilia Dabija, ministra infrastructurii și dezvoltării regionale, pentru Guvernul României domnul Ionel Scrioșteanu, secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Thank you.
Prin schimbul de mape astăzi între reprezentanții guvernelor celor două state, urmează să punem în aplicare acordul care va construi cele trei poduri peste râul Prut. Doamna ministru, domnule secretar de stat, vă mulțumim! Onorați reprezentanți ai mass media, doamnelor, domnilor, cei care ne urmăresc online pe platformele Guvernului Republicii Moldova, în continuare, cu prelejul vizitei în țara noastră a Dinei Vălean, Comisar European pentru Transport, prim-ministrul Dorin Recean și Comisarul European urmează să susțină o conferință de presă în care vom răspunde la întrebările care vizează documentul care a fost semnat astăzi în cadrul acestei ceremonii. Domnule prim-ministru, doamna comisar, vă invităm. Stimată doamna comisar Vălean, vă salut la Chișinău în ziua Europei. Este o zi simbolică pentru un astfel de acord. Este o zi când celebrăm solidaritatea pentru pace, celebrăm solidaritatea pentru valorile comune pe care le împărtășește toată Europa. Uniunea Europeană întotdeauna a fost alături de noi, de Republica Moldova, prin programele care să genereze mai mult prosperitate, mai multă mobilitate pentru cetățeni, o infrastructură modernă. Astăzi sunt destul de bucuros pentru faptul că împreună cu ministra Dabija ați semnat mecanismul, acordul pentru aderarea Republicii Moldova la mecanismul pentru interconectarea Europei și corespunzător Republica Moldova va accesa de aici încolo mult mai eficient fondurile necesare pentru interconectarea pe trei infrastructuri, infrastructura de transport, infrastructura energetică și infrastructura digitală. Astăzi, la fel, am văzut ceremonia de semnare a acordurilor de interconectare pe poduri și, după cum am observat, trei poduri de la nord la sud. Pentru aceste infrastructuri, Republica Moldova împreună cu România au aplicat pentru fonduri europene. De aici încolo, Republica Moldova va putea aplica și pentru fonduri, pentru infrastructura din interiorul Republicii Moldova. Este important pentru noi să construim Europa acasă, să construim infrastructură ca și în Europa, în așa fel încât cetățenii Republicii Moldova să simtă Europa la ei acasă, iar cetățenii din Uniunea Europeană să se simtă ca acasă aici, în Republica Moldova. Pe domeniul digital este un efort la fel de important pentru construcția de rețele de interconectare digitală și pentru asigurarea interoperabilității. Pe dimensiunea energetică, dincolo de rețelele de interconectare, la fel este importantă și agenda de decarbonizare. Și eu sunt bucuros să văd cum noi împreună construim Europa acasă. Vă mulțumesc tare mult, doamna comisar.
pentru vizita dumneavoastră, pentru generozitatea cu care abordați problemele și oportunitățile din Republica Moldova și felicitări cu Ziua Europei. Domnule prim-ministru, mulțumesc foarte mult, domnule ministru, stimați jurnaliști. E o onoare pentru mine să sărbătoresc Ziua Europei la Chișinău. E și un prilej de satisfacție profesională și personală că putem sărbători Ziua Europei prin semnarea asocierii Moldovei la mecanismul de interconectare al Europei, instrumentul de finanțare cel mai important pentru proiectele de infrastructură. Mai mult, e un moment fără precedent, Moldova este prima țară din afara Uniunii Europene care este asociată acestui mecanism. Am să spun câteva cuvinte despre ce înseamnă pentru cetățenii moldoveni și pentru Moldova semnarea acestei asocieri, dar ce înseamnă și pentru Uniunea Europeană. Pentru că așa cum Moldova are nevoie de Uniunea Europeană, și Uniunea Europeană are nevoie de Moldova. Din momentul ratificării acestui acord semnat astăzi, Moldova va putea accesa fonduri pentru infrastructura de transport, energie și digital, așa cum a menționat și domnul prim-ministru, alături de statele membre ale Uniunii Europene. Cale ferată, poduri, conexiuni cu România, rețele de energie, toate atât de necesare Moldovei, sunt finanțabile prin acest mecanism. Autoritățile și companiile moldovenești pot participa la apeluri de proiecte și sper, domnule prim-ministru, ca să va face cât mai curând viitorul apel de proiecte din toamnă de 2,5 miliarde de euro. Sper să aibă proiecte deja din Moldova în cadrul acestui mecanism. Aceste fonduri de din mecanismul de interconectare al Europei sunt folosite cu mult succes în Uniunea Europeană. Sunt lucruri pe care companiile sau transportatorii moldoveni probabil le văd. Dacă trec prin pasul Brenner, de pildă, așteaptă o nouă conexiune feroviară, creșterea capacității finanțată din banii acestui mecanism. Calea ferată de la aeroportul București către Gara de Nord este finanțată din acest mecanism de interconectare. Ca să dau câteva exemple concrete pentru a putea vizualiza lucruri pe care le putem face cu acești bani. Și desigur, mâine în România voi semna oficial pentru finanțarea podului Ungheni-Ungheni, care este o finanțare obținută prin aplicarea cu succes a Moldovei și României pentru finanțare din acest mecanism de interconectare europeană. Moldova, sigur, are nevoie de o rețea funcțională și modernă de transporturi și Uniunea Europeană are nevoie de o infrastructură de conectare mai bună cu partenerii din estul ei. Acum, știu cât de greu a fost pentru dumneavoastră în ultimul an cu războiul la graniță. Ați depășit multe din greutăți, v-ați dovedit un partener valoros al Uniunii Europene. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră și cetățenilor moldoveni pentru toate eforturile depuse și determinarea de a parcurge împreună cu partenerii democratici acest drum de apărare a valorilor europene în acest spațiu din lume într-o situație atât de dificilă. Și pentru că azi e Ziua Europei, vreau să vă reamintesc că Uniunea Europeană a fost construită de părinții ei fondatori pe ruinele celui de-al doilea război mondial, transformând adversitățile politice și militare ale acestui într-un liant pentru prosperitatea și justiția comună. Traseul european al Moldovei nu mai poate fi pus sub semnul întrebării. Acum Moldova are și oportunitatea și capacitatea de a accelera aderarea la Uniunea Europeană și noi suntem aici să vă susținem în acest demers. Vă mulțumim foarte mult! Domnule prim-ministru, doamna comisar, vă mulțumim foarte mult pentru declarațiile de presă. Stimați colegi, deschidem sesiunea de întrebări-răspunsuri. Daniela, TVR Moldova. Bună ziua!
Mă adresez către Comisarul European pentru Transporturi, Adina Vălean. În ultimele luni, compania Air Moldova a anulat 10 de zboruri din și spre Republica Moldova. Mii de pasageri încă și așteaptă banii să fie rambursați. Air Moldova spune că din indisponibilitatea de aeronave se întâmplă acest lucru. În acest moment nu se mai vând bilete, iar cel puțin până pe 15 mai au fost anulate toate zborurile. Cum ar trebui să acționeze autoritatea aeronautică civilă sau alte instituții responsabile în această situație, iar în contextul în care și Wizz Air s-a retras din Republica Moldova, ar putea ca Uniunea Europeană să ofere sprijin Republicii Moldova pentru a gestiona această situație? Mulțumesc! Drepturile pasagerilor sunt partea acquis-ului comunitar european foarte important. Noi am văzut tot ceea ce s-a întâmplat în timpul pandemiei peste tot în lume, cât de mult au fost afectați pasagerii, în special ai sectorului de aviație, de anularea zborurilor și așa mai departe. Am reușit să tragem învățăminte și să depășim această situație. Acum, situația de siguranță aeriană în spațiul, în această regiune, este puțin delicată. Și știu că Moldova a făcut eforturi importante pentru a menține un culoar de aviație sigur, astfel încât să nu piardă conectivitatea aeriană. Deciziile companiilor, din diverse motive comerciale sau de siguranță, nu pot fi judecate sau influențate de către autoritățile europene. Sigur, trebuie să existe un dialog permanent și să se ajungă la cele mai bune soluții, atât pentru pasageri și conectivitate, cât și pentru companiile respective. Eu sper ca lucrurile să se îmbunătățească în timp și printr-un dialog al autorităților cu companiile aeriene să se identifice acele puncte care ar putea determina afectarea conectivității și a operațiunilor, pentru că dacă ele sunt adresate în mod transparent, cu siguranță pot fi și depășite. Mulțumim foarte mult. Continuăm cu postul public de televiziune Moldova 1. Dumitru Grișca, te rog. Întrebare pentru domnul prim-ministru. Ce beneficii vor avea cetățenii țării noastre de la filierea la mecanismul pentru interconectarea Europei? După cum am menționat, din acest moment Republica Moldova poate aplica pentru proiecte de dezvoltare de infrastructură de transport energetică și digitale, atât în interiorul Republicii Moldova, cât și pentru interconectivitate în spațiul european prin România. Și cetățenii Republicii Moldova, mediul de afaceri, vor avea o infrastructură mai bună, mai mobilă, pentru ca să putem să avem schimburile economice și sociale cât mai eficiente și de o amploare cât mai mare. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că comerțul Republicii Moldova cu Uniunea Europeană se va crește, exporturile la fel vor crește, schimburile comerciale de asemenea vor crește, iar asta nu înseamnă altceva decât mai multe locuri de muncă, salarii mai bune și prosperitate. Mulțumim foarte mult colegilor jurnaliști, domnule prim-ministru, doamna comisar, vă mulțumim mult pentru declarații și răspunsuri la întrebările adresate. Tuturor celor care ne urmăresc, vă reamintim, ați urmărit conferința de presă, urmarea vizitei aici la Casa Guvernului, la Comisarul European pentru Transport, dar și a Delegației Guvernului României. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi bună în continuare. La revedere! Mulțumesc!